Cristian Brancu te invită să afli totul din prima. Începe exclusiv VIP. Domne, când se mai gândește Bebe Cotimanis dacă vorbește sau nu, dați-mi mie microfonul mai tare că știu să zic și eu, dar nu chiar ca el. Află totul din prima. Hai să vedem subiectele. În această ediție, până atunci însă, doamnelor și domnilor, să o aplaudăm și să-i facem o frumoasă surpriză, pentru că nu va fi singură. Astăzi, în fața dumneavoastră, 50 de ani de carieră, o nebunie, o doamnă a muzicii românești, o voce pe care nu există om în România să nu o cunoască, Stella Enache. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Mulțumesc frumos, mulțumesc. Am înțeles. Ce să facem? Nu ne mai pupăm ca pe vremuri. N-avem că avem voie. N-avem voie. 50 de ani, explicați-mi și mie dacă se poate așa ceva. Doamna Stella Enache are 50 de ani de carieră, dar această siluetă impecabilă o are de când o știu eu. Mulțumesc. Și de când vă știu, vă știau și părinții mei, că v-au... Da, 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 că m-au prins. Că m-au prins, da. Nu că au prins, sau în sensul în care e foarte frumos. Da, da, mulțumesc frumos. Da, nici nu vine să cred, de ce să mint. Mă simt foarte bine. Nici nu vine să cred că s-au trecut 50 de ani de carieră. Adică exact anul acesta se împlinesc 50 de ani de la lansarea mea de la festivalul de la Mamaia din 1971. Cred că e nevoie de un catalizator, așa să începem să povestim, doamnelor și domnilor. Doamna Stella Enache va trebui să se uite în ecran să vedem cine apare acum alături de noi. Ia să vedem. Doamnelor și domnilor, nu știa doamna Stella Enache ce va avea parte. Paul Surugiu este alături de noi. Ce faci, Paul? Bine v-am găsit, dragilor. Sunt foarte fericit pentru că Cristi astăzi a invitat-o pe Stella. Stella e un suflet cu totul și cu totul special. Vreau prin intermediul emisiunii tale să-i spun la mulți ani pentru cei 50 de ani de activitate profesională, să o felicit pentru toate realizările ei minunate și să spun telespectatorilor care poate nu știu, Stella Enache a fost lansată în anii 70 la festivalul de la Mamaia. 71! Marina Florea. În 71, da, dar anii 70, exact. Marina Florea în anii 80, iar eu în anii 90, toți trei lansați de George Grigoriu. Deci, cred că George Grigoriu ne leagă ceva. Bună. Da. E adevărat. Da. Din păcate, nici maestru George Grigoriu nu mai e și nici festivalul de la Mamaia nu mai e, ca să rezolvăm definitiv problema. Din păcate. Dulce amar. Paul, tu ești printre persoanele cu o profundă inspirație artistică, care a mers în țară, în turnee, a colaborat într-un mod absolut admirabil în ultima vreme cu doamna Enache. De aceea te rog să-mi spui cum ați lucrat și după aceea tu cu umorul tău, pe care doamna Irina Loghile îl pomenea cu foarte mare drag, să-mi povestești cum a fost în turnee, ce făceați voi, cum ați colaborat. Te rog. Conducerea Teatrului Davila din Pitești m-a chemat să regizez un spectacol la Pitești, un spectacol care fără modestie s-a jucat două stagiuni cu Casă Închisă, în care Stella cu mine și cu Marina Florea eram personajele principale. Spectacolul aducea la lumină muzica anilor 70, muzica anilor 80, printre care, desigur, că cred că printre primele trei locuri se află Florin Bogardo, absolut, cel care a scris o operă impecabilă. Eu cred că generațiile care vor veni după noi vor avea posibilitatea să cânte opera lui Bogardo, care este spectaculoasă. Bogardo a lansat niște bijuterii. Bine, 99% toate prin vocea acestei dive, cum îmi place mie să-i spun, care e acolo, în platou la tine. Să știi că arată ca o divă, am și complimentat-o mai devreme, da. Într-adevăr, absolut impecabilă este doamna Stella Enache. Da, da, și vreau să spun că am vrut neapărat să intru în direct, să-i spun la mulți ani, pentru că m-am oprit undeva, sunt pe se vede, pe șosea. Se vede, da. Am vrut să neapărat, Stella, să știi că eu sunt alături de tine. Deja sunt ani de zile de când colaborăm împreună cu duete, în spectacole, că e la televizor, că e în sala de spectacol. Eu sunt fericit pentru că tu puteai să rămâi în altă parte a lumii. Uite că copiii tăi sunt unul în Germania, unul în Austria.
Puteți chiar Italia, dar mă rog, puteți, nu contează. Da, Italia, da. Dragul puteai meu. Să faci performanță, da. Puteai să faci performanță acolo, dar tu ai vrut să vii acasă, să cânți românilor de acasă. Așa pentru este. Chestia asta, pentru chestia asta eu te prețuiesc și mă plec în fața ta. Tu ai vrut să continui cariera muzicală în România, deși ai cântat pe marile scene internaționale, pe mari vase de croazieră, puteai să rămâi acolo pentru că se câștiga bine, da. Dar tu ai vrut să vii acasă. Da, e adevărat. Pentru chestia asta mă plec în fața ta. O secundă, Paul. Înainte de publicitate vreau să o întreb pe Stella Enache. Cum e să lucrezi cu acest tânăr extrem de efervescent? Și... Este foarte frumos să lucrezi cu Paul pentru că este un profesionist. Este foarte atent la toate detaliile. Nu-i scapă nimic și îți face o mare plăcere când stai lângă un om care știe ce vrea și care încearcă să te integreze cât mai plăcut în atmosferă și să stea să lucreze cu tine. A fost o mare bucurie să îl cunosc în primul rând pe Paul, atunci când l-am cunoscut, și să lucrez cu el și cu Marina, care este o fată, tot așa, Marina Florea, care este o fată extraordinar de bună, foarte muncitoare și o prietenă, ca și Paul, sunt prieteni devotați. Așa e mare lucru. Despre prietenie... Și dezinteresați. Așa este. După o scurtă pauză vorbim despre prietenie. Paul, vreau să te întreb unde ești în acest moment. Unde se află parcată mașina? Sunt la Vălenii de Munte. Știți că eu stau în zona asta mai mult. Am venit la contabilitate. Sunt cu contabila mea în mașină. Am văzut că era o hăinuță de damă lângă era tine. Era o doamnă lângă. E doamna contabilă. Să rămână doamna contabilă. Cum e, doamnă? Cum a ieșit Paul anul ăsta? Stați așa. Doamna contabilă, cum stă? E pe plus? Toată pandemia foarte bine. Foarte bine, doamnă. Bravo, bravo. Toate taxele, TVA-ul, declarațiile depuse, tot. Tot. La centimă. Sunt fericit, auzi, Cristi. Știu, mai ales când plătim taxele la stat. Bă, ne iau o fericire. Bă, nu mai știu, eu nu mai pot de fericire când dau bani la stat. Vreau să spun că eram pe TVA și de anul trecut, pentru că nu am avut evenimente decât două evenimente tot anul, am ieșit de pe TVA și asta mă bucură, că anul ăsta nu mai plătim TVA-ul. Da, spun eu că dacă îți mergi ție concertele, în curând o să treci din nou pe TVA, că e clar. Dar pe de altă parte, vreau Paul, după pauză și împreună cu doamna Stella Enache aici, să vorbim mai ales că tu ai fost la Chișinău și România și Moldova sunt zguduite de decesul incredibil al lui Iurie Sadovnic, un artist de o delicatețe, un român extraordinar. Îl compara cineva cu un Ștefan Hrușcă al Moldovei, un român foarte puternic care și-a luat zilele, s-a împușcat lăsând un mesaj absolut cutremurător. După o scurtă pauză vorbim despre lucrul acesta, după care amintiri cu doamna Stella Enache la 50 de ani și împreună cu Paul. Roagă pe doamna contabilă să mai aibă răbdare cu noi. Un pic. Doamnă, nu vă supărați, plătim noi diferența că stați acum. Vă pupăm pe ambii obraji că sunteți simpatică tare. Așa, doamnă, pauză. Momentul să-i spunem toți la mulți ani doamnei Stella Enache, care împlinește 50 de ani de activitate. Uite, avem aici un cadou pe niște creme foarte bune. Trebuie să vă spunem un gând frumos și din partea Oanei, soția mea, mai ales că amândouă mergeți la doamna Oseacă, la păr Elena Oseacă, pe care o salut și o pupăm și o iubim și noi. Prin urmare, la mulți ani, tot răsfățul pentru doamna Stella Enache. Paul, cred că a intrat la doamna la contabilitate. Pare un birou. Da, imediat, până când intri în discuții cu doamna, cu o discuție cu contabila nu e niciodată atât de simplă pe cât pare. Și vreau să știu cum, Paul, să auzim cum a trecut și cum este în acest an doamna Stella Enache, pentru că mi-a povestit câteva lucruri foarte frumoase în pauză, care te și vizează. Da, stai așa, stai să o lăsăm pe doamna Enache, că vrea să ne povestească și revenim într-o secundă la tine. Imediat, doamnelor și domnilor, ștafetă 4x1 microfoane. În acest moment, colegii noștri chiar reușesc. Paul, revin la tine. Înțeleg că ai lucrat cu doamna Stella Enache chiar în această perioadă, chiar îmi povestea că ați lucrat în această pandemie, care, tocmai pentru că tu ești un tip foarte activ, a fost fructuoasă, n-ați stat de pomană.
Nu, pentru că am făcut câteva proiecte noi, am muncit foarte mult pentru, știi că am emisiunea mea la TVR2 și am făcut o gală care așa s-a și numit Stella Enache 50, împreună cu doamna Sofia Vicoveanca, pe care am sărbătorit-o pentru 60 de ani de activitate profesională. Să nu uităm de spectacolele pe care le-am avut online, Paul, la Facultatea Creștină Dimitrie Cantemir, datorită doamnei președinte Corina Dumitrescu, care înțeleg că este și prima instituție care v-a sărbătorit. Da, da. Această instituție a fost prima care m-a sărbătorit cu ocazia 50 de ani de activitate. Paul m-a sărbătorit în cadrul emisiunii lui. Încă o dată am fost sărbătorită. Acum, anul ăsta sărbătoresc. Păi da, anul ăsta e pe petrecere. E pe petrecere, da. Mi se pare și cunoscut. Și anul acesta, dacă sunt convins că vei reuși să faci cea de-a doua ediție a Festivalului Național Florin La Bogă. Asta lucrez acum. Vreau să reeditez Festivalul Florin Bogardo în toamnă, bineînțeles. Poate reușim să și reușesc să reeditez acest spectacol la primul acest festival, la primul festival. Tot așa m-a ajutat și Paul și Narcisa Vădănei și echipa Gabriela. Și Gabriela Gurău. Și deci s-a fost timul care ne-am ocupat, a ieșit o ediție foarte reușită. Acum, deci, spectacolele pe care le-am avut, cu toate că erau online și este altă activitate, este altă senzație. Lume, altfel. Altă senzație. Nu e căldura aceea și altceva, dar există, dar există muzica trece. Așa este și am avut invitați foarte mulți, domnul Răzvan Teodorescu, domnul Nicolae Dabija, Dumnezeu să-l ierte, care... Minune. Da, am sărbătorit 171 de ani de la nașterea poetului nostru minunat, Mihai Eminescu. Paul a avut două vernisaje acolo. Deci, e bine. Adică, da. Acum, vreau să revin la Paul. Paul, da, te rog să-mi spui. Deci, doamna Enache, după cum am spus, are același vibe, cum se spune acum, n-are niciun fel de treabă ca acum 20 sau 30 de ani, același spirit. Cum e când lucrezi cu ea? Tot așa, pe tinerețe? Cum? Dă-mi câteva mănute din culise. Stelei nu-i dai vârsta. Suntem un cerc de prieteni și ne vedem, dacă nu, o dată pe săptămână, duminica în special, luăm prânzul împreună, suntem vreo 13-14 prieteni și de fiecare dată suntem uimiți pentru că Stella arată formidabil. Probabil și Gena. Stella, Gena contează foarte mult. Uite, hai să facem o comparație cu doamna Irina Login, care și ea este dintr-o genă foarte bună. Și doamna Irina are o vârstă respectabilă, dar niciodată nu o să-i dai vârsta pe care o are. Dar dacă nu ne-am simțit bine, nu ne-am întâlnit. Și dacă n-ar fi o prietenie adevărată și frumoasă și dezinteresată și Paul este un amor de om și amorule de om, auzi? Da, și, da, este și este, știe și bancuri și știe să și recite, știe să și spună. Din cercul nostru de prieteni mai este și unul dintre marii prezentatori pe care a avut România atunci când vine vorba de spectacolul și de spectacolul de sală, e vorba de Octavian Ursulescu. Da, care l-a și prezentat la se ține într-o formă foarte bună și îl salutăm. Tavi este un etalon, aș putea spune că în materie de prezentare de spectacole, Tavi Ursulescu este un Cristian Țopescu, ca așa, să zic așa. Așa. Are vivacitatea aceea și longevitate și cum a fost maestru Țopescu, impecabil până la capăt. Îl pupăm cu drag pe Tavi, poate ne vedem. Mai avem câteva minute împreună, imediat o să cânte doamna Stella Enache. Ar fi culmea să nu auzim cântând în preajmă sau în plină sărbătoare, ca așa e la artiști, când sărbătorești, de fapt, tu cânți, că n-ai bineînțeles. Aș vrea totuși, deși suntem într-un registru de bucurie, să-mi spui, Paul, ce știi și ce părere ai despre acest incident incredibil și tragic legat de Iurie Sadovnic. Da, de-abia am venit din Chișinău, duminică seara, împreună cu maestru Nicolae Bodgros și cu alte personalități. Am avut o seară de creație la Nadejda Herța, o foarte bună prietenă de-a noastră de acolo, pentru că, după cum știi, de vreo săptămână și la ei s-au deschis manifestările artistice cu foarte puțină lume, dar m-am bucurat să fie lume bună acolo. Și am depănat amintiri, pentru că eu n-am mai călcat în Republica Moldova de vreun an și vreo 4 luni. M-am întâlnit cu Nicolae Bodgros
fost după atâta timp, îți dai seama, a fost o revedere specială. Eu am plecat luni, am ajuns aseară foarte târziu și am și primit telefon că s-a întâmplat nenorocirea. Eu nu l-am cunoscut foarte bine pe Iurie Sadovnic, m-am întâlnit la câteva evenimente cu dânsul, dar acest om a fost unul spectaculos, cu o carieră formidabilă. Prima intrare a lui Iurie Sadovnic în România a fost la Teatrul Mihai Eminescu din Botoșani, alături de Grigore Vieru și de Ion și Doina Aldea Teodorovici, într-o perioadă în care nu se trecea foarte ușor granița spre România. Lucrul acesta reușit datorită directorului de atunci, Lucia Olaru Nenati, unul dintre mari eminescologi români, pe care o salut acum dacă urmărește această emisiune. Și mă bucur pentru că în viață președintele Republicii Moldova i-a conferit lui Iurie Sadovnic titlul de artist al poporului. Are artist al poporului în 2011 și în 2015 i-a dat Ordinul Republicii, cea mai înaltă distinție în statul Republicii Moldova. Dovadă că, uite, președintele Republicii Moldova a apreciat valoarea acestui mare artist, care a cântat muzică folk și muzică ușoară. Pe lângă faptul că era un foarte bun compozitor, Iurie Sadovnic scria versuri. El a colaborat cu toți artiștii din Republica Moldova, inclusiv cu marele Eugen Doga. Așa este. Ne-am și întâlnit cu el, cu Anastasia Lazariuc, și când am fost tot așa... Dar îți aduci aminte, Stella, ultima întâlnire de taină, să zic așa, cu Iurie Sadovnic? Era Stella Popescu, Dumnezeu să o odihnească. Așa este. Eugen Doga, da. Și am stat până noaptea târziu la o masă cu Tavi Ursulescu, cu alți artiști, nu-mi vin acum în minte, și Iurie a cântat toată noaptea la urechea noastră. Ții minte? Da, Paul. Da. Păcat și trist că se întâmplă așa ceva cu un artist, da. Nu știu, acedat, nervos. E limpede că starea lui psihică a fost foarte căzută câtă vreme și a dorit să nu mai fie o povară pentru toți cei din jur, și a lăsat un bilet de adio în care a spus că dorește să-și ia viața, pentru că se știa din câte din sursele de peste prut că era foarte bolnav și, foarte bolnav, din păcate a ales acest drum. Dumnezeu să-l ierte. Paul, Dumnezeu să-l odihnească. Pup-o acum pe ambii obraji pe doamna Stella Enache, pentru că o doresc să cânte și te rog să o pupe acum. Pa. Vă mulțumesc. Pup pe toți și pe tine, Stella, Cristi, să faci emisiuni frumoase. Da. Vă doresc sănătate și aveți grijă de voi. Și ai, tu de tine. Și tu, și ai grijă și de doamna contabil, că am văzut. Ai grijă că e femeie de toate isprava. Da. Vă pupăm. Mulțumesc, cu drag. Doamna Stella, vă pupăm, vă iubim, vă mulțumim. Mulțumesc. Noi o să ne mai vedem, că doamna Stella e atât de tânără că nici nu știu unde ne întâlnim. Ce cântăm astăzi? O piesă a lui Florin Bogardo, cu sigură? Nu. Astăzi cânt Dan Dimitriu. Dan Dimitriu. Unde ești, dorul meu? Unde ești, dorul meu? Da. Invităm pe doamna Stella Enache să fie alături de noi. Imediat avem informații spectaculoase despre Emilia Ghinescu, Deni Ștefan, vine Daniela Gheorfi împreună cu Lorena și vine și Hathaway. Hai să vedem!
ce stau pe cer se sting și pierd. Clopote de nuntă. Emilia Ghinescu s-a hotărât să fie din nou mireasă. Take my heart, take my hand. După 10 ani de la căsătorie, anul acesta vor face cununia religioasă. Toate detaliile fericitului eveniment doar la Exclusiv VIP cu Cristi Brancu. Păi dacă tot e de nuntă, se cunună roba lui Dumnezeu, Ghinescu, Emilia cu soțul ei și vă povestește acum în direct Emilia Ghinescu. Bine v-am găsit! Ce face Emilia? Stai un pic să nu mă prăvălesc pe aici. Nu te-am mai văzut de mult, măi, Cristi. Da, măi, Emilia, mă, dar chiar așa și când te sunam pe vreuri îmi spuneai că e târziu. Asta cu roaba lui Dumnezeu, te rog eu. Păi dar de ce, dragă? Așa se zice la biserică. Păi da, nu te faci cununie religioasă sau visezi? Ba da, ba da, păi, ba da. Și ce crezi că o să zică părintele la tine? Nu, eu îi spun să nu-i zică, să nu-mi zică roabă, deci fără roabă. Băi, ce înseamnă femeie, bă? Îți spunea ea mai devreme, știți că ea a absolvit psihologia, își dorește să lucreze, asta o să povestim altă dată, ca psiholog. Of, Doamne, am absolvit facultatea de psihologie acum 10 ani. Așa. Recent, acum 2 ani am terminat masterul pe securitate, siguranță națională, am terminat. Olelei. Și vreau să vă spun că vreau, pe lângă mai am un master, stai liniștit, vreau să fac și din asta o meserie. Toată lumea, bine, cu toți cei cu care mă întâlnesc și le spun lucrul ăsta, toți îmi spun... Altă treabă n-ai, ești nebună? N-am altă treabă, frățioare, uite, m-am gândit. O să fie psiholog la Ministerul de Interne, vă evaluează, da. Vă așează Emilia, una, două. Ce să vreau să spun, că ei a ieșit, mi-a povestit aseară, că are un comportament narcisist. Din acest motiv, cum de spune părintele roaba lui Dumnezeu, toată lumea, eu când mi-a zis robul lui Dumnezeu, am zis, da, părinte, da, sfinte, Doamne, așa este. Aici nu. Dar de ce, dragă, ce problemă ai tu? Deci nu ești roaba nimănui? Nu sunt roaba nimănui. Cum să fiu roaba cuiva? Doamne, iartă-mă. Să stăpână pe mine Dumnezeu și pe ce fac mare, eu. Mare, dragă. Lasă asta. Știi, mereu aud vorba asta. Mi-e frică de Dumnezeu. Mie nu mi-e frică de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu mă iubește. Dumnezeu nu lovește dacă tu ești corect și ești drept în ceea ce faci. Și Dumnezeu își iubește copiii. Noi suntem copiii lui Dumnezeu. Cum să-mi fie frică? Ce copiilor mei le este frică de mine? Niciun caz. Da, chiar. Cum, care e relația cu copiii tăi, după care trecem și la cununie religioasă, avem și noi, să știm și noi ce se va întâmpla. Ținând cont de faptul că până la vârsta asta am reușit să fac 3 lăstare, unul de 23 de ani, un băiat de 23 de ani, o fetiță de 16 și cea mai mică dintre ele, Anastasia, ultima de 5 anișori, eu zic că mi-am făcut datoria pe da, pământul ăsta, vezi? Ai văzut? Dar ce faci cu băiatul tău de 23 de ani, umbli pe măraș cu el? Mâine o să fiu soacră mare.
Când o să fii soacră mare? Nu știu, asta trebuie să-l întrebați pe el, habar n-am. Deja sunt, cărțile sunt este, făcute? Da, are o relație cu o fată de vreo câțiva ani de zile, cred că de vreo 6 ani. Și a cerut-o în căsătorie? Nu, deocamdată. Seamănă cu măsa, adică cu mine. Am înțeles. A, și tu acum te ascultă băiatul, poate zice, aule, stai o secundă că mama a zis că vrea să fie soacră mare. I-am anunțat pe toți că anul ăsta o să mă mărit. Adică o să mă mărit religios, așa. Da, chiar. De ce? Adică... De ce anul ăsta, nu? Stai o secundă. Voi v-ați căsătorit cu una civil acum 10 ani sau cât? Uite, o să spun ceva exclusiv pentru tine. Nici măcar cu una civilă nu avem. Adică eu nu sunt doamna Albăstroiu. Eu încă pe sunt... Pe cuvântul tău. Pe cuvântul meu. Eu încă sunt pe numele meu. Iar atunci când am făcut fetița, adică ultima noastră... Ultimul nostru copil, da, a fost botez. Și când am fost aici, bărbatul meu, care era foarte mândru de el și foarte sigur pe el, a zis, eu nu am nevoie de tine, eu venită din spital, îți dai seama, după ce născusem cu operație cezariană, a zis, tu stai acasă, liniștește-te, odihnește-te, că mă duc eu să trec copilul, să-i fac certificatul de naștere la București. Și eu am spus, măi, tata, nu cred că o să se poată fără mine, ținând cont de faptul că pe mine mă cheamă într-un fel și pe tine te cheamă într-un fel, adică nu cred că o să se poată, că na, nu se poate, domnule, eu... O să vezi că vin cu certificatul de naștere acasă. Și bineînțeles că nu a venit. Adică a fost aici la sectorul 1, cred că este cel de aici, de la ăsta al vostru. Arcul de triumf de aici. Așa, da. Și au spus, nu trebuie să vină mama să vadă dacă dumneavoastră se recunoască că dumneavoastră sunteți tatăl. Și atunci Emilia a zis, dacă n-ai mers pe mâna mea, acum mai stai. Și i-am spus, fii atent cum a fost. M-am ajuns acolo la sectorul 1, domnul de acolo de la certificate mă cunoștea. Zice, doamna Ghinescu, ce faceți? Zic că am venit să trec copilul, să fac certificatul de naștere al copilului. Și aveam de completat un formular în care scria tatăl, știi? Da. Și el se uită la mine, domnul de acolo, zice, sunteți sigură că domnul este tatăl? Și mă uită așa la el, mă mai gândesc. Și pe domnul Albăstroiu l-au luat transpirație. Nu, e adevărat. N-are cum. Deci fiesa este copie fidelă. Deci te uiți la Anastasia și îl vezi pe bărbatul meu. Bine, mai mult este parte din soacră mea, știi, o parte din ea, o parte din bărbatul meu. Am înțeles. Deci voi de câți ani sunteți împreună? De 10 ani. Uite, mâine, pe data de 9, mâine suntem 9 iunie, da? Facem 10 ani de când ne-am mulțumim întâlnit. Băi, dar de ce nu a spus, mă, că mă pregăteam și eu cu un tor cu floare, cu rază de soare, ceva? N-ai văzut așa ceva? Nu spun nimic, oamenii. E foarte frumos. Dar acum, după, am o întrebare la care te rog să-mi răspunzi după o scurtă pauză. Deci, dacă tu sunteți de 10 ani împreună, nu te grăbești totuși cu nunta asta? Pauză, ne întoarcem. Și domnule, vreau să știu și eu, domnule, cum e cu... Deci, în primul rând, bomba bombelor, cununie civilă anul ăsta, da? Apropo, te-a cerut? Da, m-a cerut de două ori. Așa. Am două inele date de la el și l-aștept pe al treilea. A, deci trebuie să mai vină cu unul. Păi, atunci când faci căsătoria, trebuie să vină cu inelul și cu vergheta, nu-i normal, așa? Așa, drept. Pe bune, Cristi, deci adică, serios. Aveți o evaluare în privința datei, când și cum se va face? În toamnă. În toamnă, nu? În toamnă, prin octombrie, da, pentru că vrem să fie așa, nu foarte, foarte cald afară. Și pentru că s-au amânat unele evenimente, s-au amânat, să știi, pentru anul viitor. Oamenii încă n-au încredere să facă evenimente. Au venit altele noi. În datele în care ne-au rămas, oricum noi nu vrem să facem la o nuntă foarte mare, o nuntă cu mulți invitați, pentru că eu am mai fost odată mireasă și știu ce înseamnă. Păi el nu, așa, dar ce să facă? Nu știe în ce să bagă. Așa, așa, așa. Păi probabil de-aia aștepta 10 ani de zile, săracu. Păi da. Dar lasă că e mai bine până la urmă, știi ce se întâmplă acum, nici nu prea e bine pe agitație în sezonul ăsta. Păi nu. Tocmai ne dorim o nuntă foarte micuță, cu oamenii dragi nouă, sufletului nostru și cu familia atât. Unde să ne distrăm, într-adevăr. Păi într-o, da. Mie, eu n-aș prefera un garden party și vrei să spun ceva, să n-aud muzică. Deci vreau ceva așa, să n-aud bubuială, să n-aud, vreau ceva așa frumos, să nu știu, să nu fie, să nu mă... El știe? Nu, află acum. Ah, e bine. Vezi, de-aia e bine să vii la, să te uiți la TV, la Prima TV, că, de exemplu, afli lucruri despre viața ta. Ascultam acum, venind către tine în mașină, un interviu altcuiva, mă rog, și spunea că întotdeauna bărbatul trebuie să fie capul familiei. El trebuie să ia deciziile, pentru că el răspunde pentru deciziile luate. Și mă gândeam eu așa în sinea mea. Zic, Doamne, dacă ar auzi bărbatul meu chestia asta... Chiar ar crede. El săracul,
Adică întotdeauna, el știe ce spune, întotdeauna zice. De fapt știi asta, că da. Și Oana este scorpion la fel ca mine. Cunoaștem. Și tu știi, când i s-a pus ceva în cap, la revedere, poți să spui tu că e verde de 700 de milioane de ori. Este albastră, cum spune Oana. Așa este albăstroiu, cum spune el. Da. Deci, ideea e următoarea. Din punctul ăsta de vedere, am înțeles, știi că mi era vorba aia, că bărbatul e capul, dar femeia e gâtul, adică să știi unde te, da, unde da, te uiți. Da, da, da. Bun, e în regulă. Naș există? Avem, cum să nu. Cine? Doamna Nicoleta și domnul Ioan Nicolae sunt nașii și aia Anastasiei, da? Da, și bineînțeles că îi păstrăm, sunt nașii noștri și sunt oamenii cu care am rezonat foarte, foarte bine, sunt oameni de suflet. Să știți că nu i-am ales neapărat după faptul că după anumite principii, ci pentru faptul că au rezonat cu noi, ci pentru faptul că au fost lângă noi și noi lângă dânsii ani de rândul, de atâția ani sunt împreună cu noi. Și la bine și la rău. Și la bine și la rău. Și acum suntem lângă dânsii și tot timpul, indiferent, noi nu ne-am dezis niciodată de chestia asta. Da. Suntem lângă dânsii, indiferent de ce s-ar întâmpla. Asta se numește prietenie adevărată. Da, dacă da, îți da. Asumi un rol pe omul respectiv, da, da. Ăla care fuge când e rău e da, așa este, cu caracter... Așa este. Caracter nu, să știi că noi avem puțin prieteni și buni. Asta contează. Cred că e foarte mult. Da. Bun, rochia ți-ai ales-o cum? Deocamdată nu, dar să știi că nu o să fiu într-o rochie de prințesă, că am și-o 43 de ani, nu mai îmi stă bine într-o rochie din aia uflată. Ceva așa frumos, ceva fiind. Măi, tu te uzi la tine, poți să ai orice rochie vrei tu pe bune acum. Noi ne știm de pe vremea când făceam dedicații la TV, cântam câte două ore, se adunau mii și mii de dedicații la TV. Știi cum e, nașa mea are o vorbă. Ha. Am născut-o pe Anastasia. Ea săraca de fiecare dată râde când spune chestia asta și povestește altora. Că eu vorbesc mult. Am născut-o pe Anastasia și în lift venea către mine să o scoatem pe Anastasia din spital, să mă scoate cu Anastasia. În lift ea și cu Cristina, viitoarea mea noră. Așa. Da? Și o sună cineva pe Cristina și Cristina prima dată i-a dat ocupat, a doua oare, a treia oară n-a mai răspuns la telefon. Și zice, da, dragă, ce vrei? Zice că nu pot să vorbesc, sunt la spital, da. Persoana de la capătul fiecare, dar ce cauți la spital? Probabil s-a gândit că e... Da. Zice, n-am nimic, am venit să o scot pe soacră mea. De-aia zice, de ce s-o scos pe soacră? A născut soacră mea. Foarte frumos. Așa că... Bun. Ce, îți dai seama, nu mai îmi stă nici mie bine. Petrecerea București sau în altă parte? Ne gândim, cred că, într-un loc exclusivist. Mi-aș dori tare mult la Sinaia sau undeva la munte, undeva frumos, sau la mare. Te-ai gândit la un meniu anume, într-un fel... românesc sau mai cosmopolit? Eu iubesc peștele, fructele de mare și tot ce înseamnă chestia asta. Nu-mi doresc să fie sarmale la nuntă la noi și îmi doresc să fie un fel de un gen de bufet suedez cu tot ce trebuie. Da, tot. Ai grijă cum o faci, că fructele de mare nu urcă singure la Sinaia. Trebuie să fie proaspete, da? Da, adică te uiți pe râu, pe acolo nu găsești fructe de mare. Nu. Așa că poate găsim la mare, știi, la mare avem și locația, nașii noștri au hotel acolo, ne gândim. Știu, și am auzit că e frumos. Da. Bun, deci toate lucrurile sunt în regulă, ce să-ți mai spun? Mă gândesc eu după 10 ani de zile, Cristi, oare nu trebuia și niodată să ne oficializăm relația? Trebuie, nu? Da. Socrii mei așteaptă săraci și ei că își dorește ei deci să fie socrii. Deci o să ai și lună de miere? Asta, să vorbiți cu bărbatul meu, că dacă el întrebă, el zice, mama, la cât o să mă coste inelul tău și tot ce vrei tu să faci și așa, nu știu dacă mai avem bani de lună de miere. Stai-mă o secundă, deci ideea e foarte simplă, bărbatul tău se uită la emisiunea asta ca să afle lucruri. Unde vrei luna de miere? Unde vreau luna de miere? Da. Nu știu, tot undeva la mare, nu la munte. Adică undeva cu apă, știi? Așa. Gen Maldive, gen Bali, gen... Aia, mă gândeam și eu să-i spui omului ca să strângă banii de acum, să nu vă încurcă. Ai înțeles, tata, te rog frumos să strângi banii, da. Să avem... Doamnelor, acolo. Și domnule, misiunea asta n-a fost pentru dumneavoastră, nu a noastră, a urmașilor noștri, ci este pentru domnul Albăstroiu, care a notat cu pixul aia și aia. Și acum, în loc să spună cum a fost mami la emisiune, spune doar atât. Am înțeles. Da. Nu, el, săracul, este un om extraordinar și deci deciziile, acum lăsând la o parte toate lucrurile astea, le luăm într-adevăr împreună, dar ține cont de ce spun eu, pentru că eu sunt foarte încăpățânată și tu știi asta, știi că ai în casă un scorpion. Da, mă, de ce... Și recunosc asta, sunt extrem de încăpățânată, extrem de orgolioasă, extrem de... Am toate calitățile cu ghilimelele de rigoare. Nu spusești tu mai devreme că mi-am făcut testul de trăsături de personalitate și mi-a ieșit că sunt narcisistă și... Pe lângă narcisistă, mi-or mai fi ieșit și alte. Nu cunosc. Mie numai atâta. Vrei tu să-mi spui ce ți-a mai ieșit, că nu vrei să-mi spui? Nu. Da. Deci, în orice caz, soțul este un om minunat. Nu, că mă cunoaște toată lumea după aia și... Soțul este un om minunat care umblă cu oglinda prin casă, știi? Narcis se uită în oglindă și soțul... Ia. Mulțumim foarte mult. Doamne, ce când am aflat, am pregătit... De când mă ții tu de mână cântăm, este o piesă dedicată lui.
Viața mea e mult mai bună. Uite, vezi că să-l îmbunez. Ai văzut cum dau eu cu bâta în baltă și după aia vine așa cu frumos, știi? Împăcarea este cea mai dulce, doamnelor și domnilor, după asemenea situație. Te invit acolo mulțumesc unde este mult, locul de cântat. Emilia Ghinescu v-a anunțat așadar lucruri la care nu v-ați fi așteptat. Prin urmare, o doamnă care părea măritată, dar nu este, termină anul măritată cu aia, cu aia și cu aia. Cântă Emilia. Ochișorii mei lucesc, se vede că te iubesc. Tot ce este în jurul meu s-a schimbat de dragul tău. Ochișorii mei lucesc, se vede că te iubesc. Tot ce este în jurul meu s-a schimbat de dragul tău. Și văd dragostea în ei. O atingere de-a ta parcă mi-a foc inima. De dor și de nerăbdare să stau în brațele tale. O atingere de-a ta parcă mi-a foc inima. De dor și de nerăbdare să stau în brațele tale. Trăiesc. Vreau numai să te iubesc, să-ți dau tot ce-i mai bun. Ești pe inimă stăpân, ea de drag se înveselește, ca nebuna te iubește. Iar tu dacă n-ai mai fi, inima mea s-ar opri. Ea de drag se înveselește, ca nebuna te iubește. Seamănă cu Al Pacino și îl joacă pe... Rolul din viața lui urmează în curând, când provocarea supremă va fi să devină tată pentru a doua oară. Denis Ștefan vine la Exclusiv VIP după o lungă pauză în care nu a mai mers într-un platou de Doamnelor și domnilor, hai să aflăm acum cum este de la film la rolul de tată și înapoi, cum ar fi spus poetul, Denis Ștefan. Măi, băiatule, de cum ne-am mai văzut, măi, Denis, băi. Așa, ce să facem, maestre? Ce faci tu? Bine. Ești te-am neschimbat, găsit. N-am văzut așa ceva. N-am văzut. N-am albit, n-am... N-ai, nu raportez. Eu, ce-am mai albit eu, dar Denis este... Mai am câteva fire. Auzi, albe, să-ți fie da. Rușine asta cu apropo de firele albe, n-ai niciun fel de treabă. Ai făcut 40? Anul ăsta fac 45. Băi, da, dați-l afară, uitați-vă și dumneavoastră cum arată. Mâncăm bine, genă bună, vitamine. Sportiv, matale, și atunci te ții. Și are și o mentalitate pozitivă, Denis. Este un tip foarte puternic și a trecut prin diverse etape ale vieții foarte puternic, așa, avem aceste imagini. Așa zic și eu, da. Am trecut cu bine în multe încercări, dar știi cum e, viața trebuie să fie și cu...
Da, avem imagini foarte frumoase, avem o burtică aici. Avem o burtică, ai văzut? M-am ținut de cuvânt. Ai zis că doi sau ce? Nu, Cristina a zis că trei. Acum să vedem. Deocamdată suntem la al doilea. Stai o secundă, deci a zis că trei? Da, noi ne dorim mai mulți copii și Delia a fost prima încercare, reușită, după cum vezi. Foarte reușită. Da, și acum, tocmai când ne-am mai așezat, așa că în ultimii ani am fost foarte agitați, am zis să dăm drumul și la a doua încercare, să spunem așa. Bun, prin urmare, doamnelor și domnilor, înțelegeți că este un proiect în derulare, deci o să fie trei. După o scurtă pauză, aflăm și de un rol absolut extraordinar pe care îl va juca, pe care a turnat deja Denis Ștefan. O să aflăm și cu rolul de tată și ceea ce urmează, le aflați pe toate, numai trebuie să stați cu noi. Suntem împreună cu Denis Ștefan, Hathaway este în culise și fetele, toată lumea este. Doamnelor și domnilor, un film istoric. Am văzut câteva fotografii de acolo din culise. Maya Morgenstern și Denis Ștefan într-un proiect cinematografic foarte spectaculos. Sper să fie de bun augur, pentru că, așa cum vorbeam și în pauză, partea asta cu pandemia ne-a dat un pic peste cap și, uite, am început anul bine. Este un proiect pe care îl pregătea regizoarea și producătoarea Mihaela Mihai de foarte mult timp. Discutam cam de aproape 2 ani despre acest proiect și în sfârșit am reușit să... Avem câteva imagini. Tu ești Mihai Viteazu. Eu sunt Mihai Viteazu. S-a și potrivit, pentru că Mihai Viteazu în film, în această docudramă, pentru că este nu este un film artistic per se, ci este o compoziție între filmul artistic și documentar. Foarte interesant. Evident, după modelul american, după cum îl știm, în care și istoricii discută povestesc și explică mai ales. Și asta cred eu că e foarte bine și pentru tinerii care nu citesc neapărat o carte, ci mai mult se uită la un film. E foarte interesant pentru că l-am făcut exact în anul în care Mihai Viteazu avea cam aceeași vârstă ca mine, știi? Tot cam 45 de ani. Am avut norocul ca doamna Maya Morgenstern să accepte să joace în film și iată că se adaugă la acest proiect plus valoare, pentru că, așa cum am spus, vorbeam de foarte mult timp de el și nu știam când putem să-l facem, mai ales că, știi, totul cădea așa în 2020, totul a căzut într-un neant. Da. Adică era un final imposibil de văzut, imposibil de prevăzut. Un final, un început așa... De final. Un final de început, un de final. Un viitor nesigur, știi? Și mă bucur că în februarie am început să filmăm la el. Avem când câteva gata, completări. Sau când o să-l vedem? Avem câteva completări la el în funcție de ce o să mai avem nevoie. Dar, în principiu, să zic, cred că cam 80% din filmări sunt terminate. Și sper să iasă ceva frumos și pe care să-l putem prezenta nu numai în țară. Foarte frumos. Doamne ajută să meargă. Pentru cine nu știe, Denis a făcut din pasiunea lui pentru cai un business foarte, foarte bun. Da, să spunem cu un business, deși foarte mulți ani... Asta spuneam, că am vrut să... Programul Cai România a fost de foarte multe ori în poziția de a lucra pro bono, de a ajuta iubitorii de cai și am avut multe proiecte pe care mi le-am asumat și am adus bani de acasă. De exemplu, unul din cai pe care încă îi dețin, Uma, a fost salvată de mine de la un abator. Deci o cumpărase de fapt un abator și astăzi face show-uri, face lecții cu copii, face, da. Se considera că e prea nebună și nu poate fi călărită. Cu ea am fost de doi ani la rând și în competiții de dresaj western în Viena și, uite, vezi, nu e chiar nebun. Deci tu mergi la competiții de dresaj western? Da. Ai câștigat pe acolo? În genul ăsta de competiții trebuie să ai un cal special pentru așa ceva. Se numesc quarter, ca și rasă, este o rasă americană. Eu m-am dus cu Uma, care e un cal foarte înalt, are 1,63-1,65 în greabă, e un cal de spor românesc, dar a reușit să iasă pe locul 3-4, ceea ce la disciplina ei, la ranch riding, a fost foarte bine. Ceea ce
mai mult decât îmi propuneam. Eu mi-am propus cu ea doar să dovedim că poate să facă competițional, că poate să fie un cal normal, ca să spun așa, și am obținut mai mult. Aici e în imagine Ardo, cel mai vechi cal al meu acesta, cu care sunt împreună doi ai mei. Aha. Doi ai mei personal de care mă ocup, de Ardo mă ocup de 12 ani. Ce tare. A fost... Îmi place mie să spun că a jucat mai mult decât un actor obișnuit român. Are mai multe ore de filmare. E cuvântul tău. Da, pentru că a făcut și filme românești, străine, seriale, chiar și partea asta de reclame, chiar dacă n-am jucat eu cu el, l-am Și cine vine să ia calul, trebuie să-ți plătească și ție un onorariu, nu? Că da. tu ești, ca să zic așa, da. Reprezentantul calului, actorul, da, exact. Tu ești agentul lui, ca să zic agentul așa. Calului, am devenit agentul calului. Excelent, foarte tare. Doamnelor și domnilor, vreți să apelați la cal, vorbiți cu stăpânul și vedeți că pentru o sumă modică, calul s-ar putea să vă dea bună ziua. Mi se pare corect. Hai să revenim la acest moment foarte frumos din viața ta. Pregătiți pentru reluarea activităților cu scutece, alăptări, colegi. Asta mă gândesc că e cea mai ciudată întrebare care mi se pune de obicei. Dacă ești pregătit pentru reluare. Da, asta cu scutece, ar fi mare șmecherie să schimbi un scutec. Suntem pregătiți să vedem cum e Delia pregătită, fiimea, da. Pentru că acum de câte ori, nu știu, cere Cristina ceva și îmi zice, hai, du-te tu, adu-i mami, că e însărcinată mami și o doare burta, deci e foarte... Sarcina e una liniștită? A fost mai... grea sarcina decât cu Delia. Bine, a fost și diferență de 8 ani între sarcini și a fost mai dificil. A fost, să zicem, o sarcină normală. La Delia a fost o sarcină extrem de ușoară, adică nici n-a părut însărcinată. Până la 6 luni n-a știut aproape că e însărcinată. Nu s-a simțit rău. Da. Nu. Acum s-a mai simțit rău, dar nimic special. O sarcină. Bun, ești tată de fete sau o să... Ce o să de fie? Fete, da, tot fetiță, da? Este. Ați ales și un nume? Așa îmi trebuie. Am ales un nume, dar nu vi-l spunem. Da, o să românesc vedem. Sau de inspirație străină? De inspirație, că nici eu nu sunt chiar... știi cum e, numele meu nu e chiar românesc. Așa este. Soția alege numele copiilor. Și Delia a fost numele ales tot de soție și eu am fost de acord. Am tendința asta că dacă îmi intră un nume în cap, după aia nu mi-l mai scot. Și atunci o las pe Cristina să aleagă păi numele. Păi, n-ai drept de veto? Păi am, dar uite, vezi, s-a potrivit foarte bine. Că a zis, hai să o cheme Delia Maria. Zic, foarte bine, o să aibă aceleași inițiale ca mine. Și așa e, Ștefan Denis Marian, Ștefan Delia Maria. Foarte frumos. Și acum o să vedeți. Bun, și următoarea inițială. Deci, apropo, zi-mi o inițială atunci. Nu pot, nu pot. Una, mă! Păi poate să fie orice nume cu inițiala. Da, corect, da. Hai să zicem inițiala mea. D. D sau S, stai să vedem. Asta e o surpriză. D sau M. D sau M, vezi, poate să fie. Pentru că S Ștefan e bătută în cuie. Dar cine știe, poate tot S se va numi și al doilea nume. A, deci cu D și cu S. Cu D, cu S, cu M, cu... Aha. Băi, daci, dar are fiecare două nume. Bun. Sunt și superstițios, sincer să fiu, de asta e regulă. Spun. Bun. Nașterea va fi, cum va fi, naturală? Care sunt premisele până în la acest principiu, moment? În principiu, după ce faci o cezariană, bănuiesc că... Da, asta, cum să spun, cred că sunt problemele Cristinei. Eu n-am născut niciodată, nu păi știu. N-ai născut, dar ești nu mă implicată. Bag. Dacă ea vrea să nască natural, să nască natural. Dacă vrea cezariană... Să facă cezariană, nu știu. Ești genul care merge să asiste la naștere? Nu. Adică nu să stai că erau barbarii aia care... Sunt genul care fumează un trabuc și așteaptă să nască copilul. Am înțeles. Adică nu sunt genul ăsta, părinte, genul ăsta modern. Hai să filmăm cum se chinuie femeia. Da, bine. Asta mi se pare groaznic. Asta e cumplit, da. Da. Adică să lăsăm doctorii să-și facă treaba. Cea mai... să zicem, prima fotografie a fiicei mele a fost făcută tot de mine cu telefonul, atunci când a trecut prin fața mea așa în sarcofagul ăla, era ciudat așa, m-am și speriat, știi, că o chestie așa ciudată cu un hublou, știi, și o ducea din sala de nașteri către neonatologie sau, mă rog. Foarte frumos. Cum se numește. Cum a întâmpinat Delia informația certă că va trebui să împartă dragostea la doi? Păi,
noi i-am explicat că o să o iubim la fel de mult și că o să aibă o surioară de care trebuie să aibă grijă. Pentru că noi trebuie să mai plecăm și noi la mare, la munte și o lăsăm cu ea. Deci asta este. Am priceput. Crezi că o să reușești vreodată să fii și tată de băiat? Crezi că la ultima lovitură... Nu știu, dar sincer să fiu, eu nu mi-am dorit nici fată, nici băiat. Mi-am dorit să fie copiii sănătoși, pentru că sunt sigur că partea asta de orgoliu patern, așa, nu prea se... Să-ți ducă numele, să-ți... Ok, sunt atâtea femei care și-au păstrat numele sau... E o tâmpenie, mi se pare. E mai important să fie sănătos și să te iubească, să-ți dea bani la pensie, să nu te ducă în azilul de bătrân. Depinde, să știi că și asta cu azilul de bătrân, privind modern, s-ar putea să mai fie bine decât să stai acasă și să fie o îngrijitoare care, când nu pleci tu, să te și batjocorească. Dar, pe de altă parte, vreau să știu dacă ești pregătit cu o pușcă mare pentru două fete, pentru că asta... Dacă este la fel de frumoasă, da? Da. Da, și de cu cine o semăna acum, cu tine sau Cristina? I-am zis că prima oară când o las să se ducă la discotecă o să fie destul de curând, 20-25 de ani. Deci e în parametri, săracul copil. Și cu mine, să văd eu. Am înțeles. Ce se întâmplă. Că sunt sniper, știi, frumos acolo la un moment dat, vrea să facă băiat și la un moment dat îi apare laserul. Copiii se maturizează mult mai repede ca noi și văd chestiile astea peste tot și cred că o să fie în regulă, adică o să aibă toate informațiile, iar dacă ți-l crești, zic eu, fără să îi spui, nu pune mâna pe aia, nu face aia, nu, adică o să fie așa într-un, ce, într-un bol de cristal, o să aibă o informație și o experiență de viață normală, nu? Da. Foarte frumos. Cristina, bănuiesc că va reveni la aceeași formă foarte curând. Probabil că va relua munca după aceea. Sunt convins că va reveni, pentru că și la prima sarcină s-a îngrășat undeva pe la 11 kg și a slăbit imediat 7. Și acum și gena ei este foarte bună, deci nu cred că se va întâmpla nimic. Ultima întrebare de pe proiecte profesionale. Păi, așteptăm acum provincia să vedem, sunt niște filme străine care, la care am dat, să zic așa, o probă, să vedem dacă se materializează. Partea de cai rămâne aproape de mine și nu o să renunț niciodată la ea și să vedem cu teatru ce facem, pentru că aveam o piesă înainte de pandemie cu care ne prezentam, pe care o jucam cu niște prieteni, hashtag se numea, și acum am întrerupt-o de vreun an. Da, a fost Denis Ștefan, stați să vedeți ce urmează. Mulțumim foarte mult și sarcină ușoară, Cristine, toate bune! Mulțumesc! Celebrul autor al hitului anilor 90 este îndrăgostit până peste cap de România. Vine des la noi în țară de 28 de ani. Care este secretul acestor vizite, dar și ce l-a convins să-și cumpere casă în capitală, aflați doar la Exclusiv VIP. Stați cu noi! Doamnelor și domnilor, Hathaway este alături de noi în direct. Să-l invităm alături de noi. Welcome. Thank you for coming. Ok. Hathaway is here. Hathaway este aici. Please sit down. My seat? Yes. My mic? Are you in love? Because you are... I think about Romanian, about Romania, the country, because you come here very, very often. Vine foarte des în România. I have a Romanian girlfriend. You have a Romanian girlfriend? Yeah. Cool. But that doesn't mean the reason why I come here a lot. I mean, she lives with me in a foreign country. We don't live here, but we come here because we like it, of course. But we also do business here, and it's also a good place to come and do promotion. You have a beautiful people, you have beautiful women here, you have a wonderful culture to celebrate in. Yes, you have to love a people, that's good. Da, doamnelor și domnilor, într-adevăr, Hathaway confirmă faptul că are o iubită româncă, locuiesc în străinătate, vin aici pentru că este o țară foarte frumoasă, sunt lucruri foarte bune, multe de făcut, business, însă e o țară frumoasă, cu femei frumoase, cu frumoasă, o cultură extraordinară și iată, acesta este motivul pentru care vine. Is it true that in your latest clip
she is there and she is part of the clip. Yeah, there's she's a couple seconds in there. Yeah. Dacă vă uitați câteva secunde în acest în clipul cel mai recent clip al lui Hathaway, o să o vedeți pe această frumoasă domnișoară. How do you know that? Because you know, I know everything. Oh Jesus. Doamnelor și domnilor, de unde știu despre domnișoara din clip? Am spus că noi știm totul. What do you love about Romania? Why here? Why so often here? De ce vine atât de des în România? Not from latest years because you love a Romanian woman. Why you are here from many many years? You have an apartment here. Are un apartament aici, vine foarte des. You know too much. It's just happened that way. S-a întâmplat să fie așa? Yeah, it's nothing bad though, is it? Nu e nimic rău în asta. Of course. It's wonderful for us because you are a star and yeah, but nobody recognizes me here. It's great. Nimeni nu recunoaște aici. I go everywhere and nobody knows what I do, who I am. It's great. I love it. But everybody knows your no, they your know song. They know the old stuff, but it's a different generation, it's a different time. People don't recognize that. It's fine. It's great. I have my piece. Foarte bine că pentru că în România nu îl recunoaște foarte des lumea. Lumea știe piesa cea veche, marele hit al lui Hathaway, dar e foarte bine aici. There were a lot of festivals yeah. with the old stuff, but yes. the old stuff is our youth and it's beautiful. It's also mine. It's yeah. also mine. Da, este tinerețea lui și se simte foarte bine că vine la festivalurile retro care s-au desfășurat aici. What kind of business do you have here? I'm not supposed to do that. I'm only supposed to be a nice person. You tell me you have to kill me. No, but I don't like to go. That's too private. That's too okay. private. Are o afacere în România, este o chestiune privată, o respectăm. Nu mi-a spus că ar trebui să mă omoare dacă mi-ar spune, așa că s-o lăsăm așa. Have you learned Romanian words? Romanian language? Simple things like ce faci, like, you know, bună, like, you know, mulțumesc, and things like that. L-am întrebat dacă știe cuvinte în limba română, am învățat lucrurile simple, bună, mulțumesc, and the dirty stuff, you know. All the dirty stuff. Și toate porcăriile le-am învățat. We have the clip here, it's very nice, o să auzim. The blonde or the brunette? What do you mean? There are two girls here. Yeah, they're dancing. Ah, the dancers? Yeah, they're dancers. None of them. None of them. No. Niciuna dintre cele două, prin urmare, va trebui să vă uitați bine la clip ca să vă dați seama care este. It was shot in Romania? Well, shot in right downtown Bucharest. În centrul istoric a fost filmat acest clip. What do you really love about Romania? Ce îți place, ce iubește în România? I have fun here. That's it. Distracție. You know? And I've met some really nice people and very professional people. And women just as professional as men. Am întâlnit profesioniști aici. Here we have somewhere. No, she's not in there. No. Nu no. De deci, doamnelor și domnilor. No. Da, în fine, aici the girl with the foe. She's no, that's my best friend Andre's girlfriend. A wife. Don't. Da, doamnelor și domnilor, urmăriți clipul și puteți să o vedeți pe persoana pe care Hathaway o iubește foarte, foarte mult. Uite și pe prietenul nostru. That's Andre. Yes, I know him 20 years ago. Okay, good. Okay, she was on the bike, I know, and then this is it. Da, urmăriți clipul, mister! Okay. You were bad. No, I'm not bad. I'm very good. Oh, he's good. Că sunt un om, de fapt, foarte, foarte, foarte bun. Okay, nice clip. E un clip foarte frumos, vă invit să-l urmăriți on YouTube. Concerts in Romania? Yes. Forever Hit, we start on the 18th of September. Pe 18 septembrie, Forever Hit, festival în România. Nice. People are very warm with international artists from that time. I hope. Publicul românesc este foarte căldură, întâmpină cu foarte multă căldură artiștii din străinătate, ceea ce speră și el. I have a little game. Okay. Small and nice game. Okay. Avem un mic joc pentru Hathaway. O să-i punem câteva proverbe românești și sunt curios dacă va reuși să le citească. It's some Romanian spokes, very, very important. Like this. Can you read this for me?
Oh, Jesus. In English is who wakes up in the morning. It goes very far. Tell me in Romanian. It says, you guys are, it's unfair. You, please, bro, okay, please. Okay, okay. It's lovely. Se ne se scola de dimineata. Morning, yes. De patia ayunga. Excellent. Okay. Excellent. I think Sinis you scola di minetera de patia di ayunga. Okay. Yeah, it's for okay. You are you woke up early or late? I'm a very early person. Early bird. Very early. I know how you do it. I'm not. Aye. Se trezește de dimineață, prin urmare ajunge departe. This one. If you are silent, you are very smart. How do you say a or e? Yeah, well, you can say a because okay, nu știu cum e cu a. Dacă okay. A. Dacă a, okay. Dacă ce ai? Filosof Ramanania. Ramanai. Okay, Ramanai. Okay. Ramanai. Okay. Hai că mai avem two more and you're great. You're okay. You are okay. The artist. Okay. After the world, there are a lot of heroes. Okay. După război, multi ficie se arată. What? Se arată? Okay. Excellent. Excellent. He's killing me. Because you love the girl and you have to know Romanian language. Really? Yes, because you have to understand what she's saying. But I speak five other languages. Da, dacă ideea este că dacă el are o iubită în România, el trebuie să înțeleagă ce spune. Dar el spune că el mai vorbește și alte limbi. Of course, but if she is talking chit-chat with some other girl, you have to understand what she's saying. Nah, not really. Am zis că dacă bârfește cu altă fată, trebuie să știe ce spune. Okay. If you dig someone's other's hole, you will fall in that. Okay. I-am tradus din engleză. Sine sap grupa altue. What's that, cade or chada? Cade, sigur in ie. You are very good. I think okay. I hope I said it right. Yes, and that is the last one. Be brother with the devil, and you will cross the bridge. Be a brother with the devil and yes, you cross the bridge. Yes, because if you want to do something, you have to make sacrifice like this. I'm tradus in engleză. This is a Romanian word. Wow, I never heard that before. Yeah. Okay, fata frate, cui dracul patana treci puntie. Excellent. Thank you so much. You're so good. I hope I said something right. Yes, yes. It was okay? I think you will speak Romanian very, very, very good. I have a future. Yes. So, da, el are un viitor din punctul ăsta de vedere. Sunt convins că va ști foarte bine românești și în orice caz are profesoara de română acasă, așa că nu e niciun fel de problemă. I said you have a Romanian teacher at home. Okay. So you don't... We haven't started yet. N-au început încă lecțiile de română. But you have talent, so it's okay. So will we see the clip or you will sing today? Only we'll see... Sing. Okay. I'm not here to sing. Okay. I was here to talk. Okay. You want to see the clip. Okay. Hai să dăm câteva secvențe din clip, să ascultăm și piesa și o vom comenta împreună cu Hathaway. We will see the video clip, yes. Please. 1 minute or so, and I will ask you about... congratulations, I love the song. Thank you so much. Mie îmi place piesa foarte mult. I can see it on YouTube. Yes. Okay. Yes. Așadar, urmăriți pe YouTube noua piesa lui Hathaway. Hathaway este în România. Hathaway este al nostru. You are already one of us. I hope so. Don't forget that. No, I will not. Okay. E unul de-al nostru. Thank you so much. Thank you Hathaway, so much. Stați să vedeți ce urmează. Are doamnelor și domnilor, Daniela, Lorena, stați jos. Așa, câte o piruetă, pentru că pe Lorena n-ați văzut-o niciodată în această... Absolută, așa, ca să știți dumneavoastră cum stă. Domnul Vali, și nu are chiloți. Deci nu are... Nu are chiloți? Nu. Aoleo. S-a luat după mine. Fără chiloți, fără nimic. Deci este, doamnelor și domnilor, această parte de emisiune este liberă de chiloți, ca să știți exact. Underwear freak a fost... Cristi, am fost în America în turneu cu ea și era vară și m-a învățat și pe mine să stau așa vara fără. Doamnelor și domnilor, că tot a venit vara, noi nu putem fără publicitate, ne întoarcem și avem un joc cu fetele.
Foarte frumoasă piesă, doamnelor și domnilor, foarte mișcată, numai bună de petrecere. Haideți să vedem acum, le așezăm pe fete câte două scaune. Avem 5 minute să încercăm să vedem ce știu unele despre altele. S-au așezat pe scaun, stimați telespectatori. Ia să vedem, s-au așezat. Nu stau dragă de parte de voi. Dați cadrul cu fetele să mă duc și eu, că mor fetele de curiozitate că te nu vrem sunt acolo. Lângă hai. Noi, nu peste noi. Mă duc noi. Așa la vedere, hai mă să mă duc la vedere. Ai, n-ai văzut așa ceva? Păi n-avem, că știi că suntem mai... Da, doamnelor și domnilor, ia să vedem. Prin urmare, iată fetele, mă vedeți și pe mine. Iată, întrebare pentru Cristian. Daniela. Cum, zi-mi un cuvânt pe care îl spui, care îți vine minte când te gândești la Lorena. Păpușă. A? Păpușă. Păpușă, da? Peste ca o păpușă. Mulțumesc. Foarte blondă. Păi ce, cum? Pe ce mănânci? Da, da. Uite că nu știam. Bun. Ai băut vreo tățuică cu Daniela? Nu. Nu. Păi tu ești cu țuică, de asta te-am întrebat. Țuică, dar n-am băut țuică, trebuie să o facem lată odată. Nu facem fără băutură, fără țigări, fără. Avem altceva de făcut. Da, da. Cu băieții, am înțeles. Da. Îi gătești ciorbă lui George? Nu. Am înțeles. Dar dacă îi faci o salată, e ceva ce uiți? Mami, pui... o salată. Nu, nu, nimic din tot ceea ce îi place. Ce-i pui în tigaie, de exemplu, lui George? Nu, el face cu tigaia. Nu, tu ești cu tigaia, tigaia. Uite cum se schimbă. Am înțeles. Deci până la urmă... Treaba... George, da, George gătește, eu fac salatele. Eu mă așteptam să zici tigaia. Când zici tigaia, te gândești la Lorena. La Lorena. Dar uite, la păpușică, vezi ce da, frumos. Da, pentru că sau ești o păpușă. Mă gândeam că am lansat eu o piesă, un videoclip cu păpușa, poate de-aia. Poate de-aia. Uitați-vă. Am auzit că o să plecați împreună la Londra, este adevărat. Da. Să zicem că, de exemplu, se întâmplă ca uneia dintre voi sau vi se încurcă bagajele cumva. Cine reacționează pe nervi, în general, cum sunteți la chestii de genul ăsta? Dispar bagaje sau alte chestii? Nu, ni s-a întâmplat în America să nu mai ne primim bagajele decât peste o săptămână. Ne-am descurcat că am avut bani și ne-am cumpărat imediat. Pac, pac, pac. La mine e mai grav că lumea se așteaptă să mă vadă primul program în costum popular. A, și dacă n-am aia... costum popular... Stimați telespectatori, în desuri. Și e mult mai bine, zic. Îți dai seama. Atunci să vezi cuțuica ce iese. Cât de des când sub duș, Lorena? Des, foarte des. Da? Da. Și ce când sub duș? Ce-mi vine așa în minte? De exemplu, și piesele de ale mele. Că tot ai avut pe Hedaway. Mamă, super piese, super șmecherie. E adevărat. Ne-am bătut ca să facem poze cu el. Am înțeles. Da, asta da. Era Hedaway. Ziua în care tu m-ai sărutat. Taratatam. 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 Cântăm o piesă a Lorenei. Țuica, 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 nu la fel de țuica. Țuica, țuica, țuica. Sau ia tigaia, na tigaia, uite cum se schimbă foaia. Hai să te ajut, că mă ajut și tu. După păi... care o să cânt, te iau o piesă de-a ta. Da. Zi tu o piesă, Daniele. Spui doar vorbe în vânt care mă fac să plâng. Nu spun niciun cuvânt, nu te mai ascult. De ce mă miți, de ce mă miți? Eu știu că nu-i ceea ce simți inima ta. Doar pe mine mă vrea. Foarte frumos, doamnelor și domnilor. Mulțumim foarte mult. Daniela, Lorena, o să ne mai vedem cu ele în această formulă sau, de ce nu, într-o formulă extinsă. Trebuie doar să ne urmăriți. Toate bune, ne vedem mâine. Țuica, 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 țuica. Merge bine cu bătuta.